Salutare, bun găsit la dezbaterea zilei. Suntem în redacția Gazetei Sporturilor la o nouă discuție în contradictoriu, dar cu argumente. Insist pe aceleași cuvinte cheie ca de obicei, argumente, dialog și respect, pentru că vom încerca aici să dezbatem, ca de obicei, un subiect arzător la zi, care ne preocupă și pe noi în redacție, dar și pe voi cei care sunteți atenți la sport. Vom încerca așadar să-l dezbatem cu niște raționamente, fără să ne demonstrăm neapărat unul altuia cine are mai multă dreptate. Alături de mine în studioul Gazetei sunt, ca de obicei, colegii mei Remus Răureanu și Dan Udrea. Salut. Doi dintre cei mai experimentați și mai apreciați jurnaliști din presa de sport. Formatul, cum am spus deja ieri la prima ediție, rămâne același de fiecare dată. Un subiect pe care îl dezbatem împreună aici. Fiecare dintre colegii mei are deja o poziționare pro sau contra. Fiecare dintre ei va avea de altfel și un aliat din fenomen care să întărească de altfel poziția, urmând ca la finalul acestei dezbateri eu să mă plasez de partea unuia dintre ei și să încercăm să continuăm dezbaterea alături de voi, de cititorii Gazetei, pe site, prin comentariile voastre, prin participarea voastră la sondajul atașat acestei emisiuni. Bun, începem prin a enunța subiectul dezbaterii de astăzi. Așadar, întrebarea zilei este: merita sau nu Octavian Popescu să fie selecționat în lotul pentru Euro Under 21? Dan, Remus, voi vă contrați amical de multe ori în redacție, bănuiesc că și acum aveți argumentele ascuțite. Haideți să le punem pe masă și să vedem care sunt mai de încredere. Dan, începem cu tine de data asta. Da, eu sunt pro, adică sunt total de acord cu decizia lui Mutu de a-l selecționa pe Octavian Popescu. Tot timpul când apar astfel de discuții, din punctul meu de vedere, trebuie comparat jucătorul despre care vorbim, în speță Octavian Popescu, cu cei care joacă pe poziția lui și care au fost lăsați în afara lotului. Și aici avem pe lista adițională, îi avem pe Carnat, de la CFR, pe Petrila, jucător care aparține tot de CFR, dar este împrumutat acum la Sepsi, și pe Drăguș din Italia, a fost un jucător de la Viitorul. De asemenea, din punctul meu de vedere, ca să-mi susțin argumentele, e interesant de făcut o comparație și între Octavian Popescu și Câmpanu, un jucător care și el a fost selecționat și care evoluează pe aceeași poziție cu el și e jucător al Universității Craiova. Și evident că trebuie să începem cu realizările acestor fotbaliști. Să vedem dacă Octavian Popescu a produs mai mult fotbal decât ceilalți și dacă el merită să fie selecționat. Și din punctul meu de vedere, a făcut foarte multe. În primul rând, numărul de meciuri jucate. Contează cât joci, da? Are 23 de partide în acest sezon. Cele mai multe dintre toți jucătorii pe care i-am enunțat. Petrila e pe locul 2 cu 20, dar la raportul minutelor, Octavian Popescu este aproape dublu cât Petrila. Mai departe, ce a lăsat pe tabelă? 7 goluri produse, nu marcate, atenție, dar e important ce produci. A marcat un gol, a dat 3 pase de gol, a scos 3 penaltiuri, și în plus, chiar și la meciul cu CFR Cluj, când poate el nu a lăsat urme pe tabelă în mod direct, a provocat eliminarea lui Arlauskis. Nu este un marcator, da, dar este un om de... Iar de pentru echipă. Mine, ce contează poate mai mult decât chiar și un gol, este faza de minutul 25, când aveți timp, poate și voi, poate și cei care se uită, faza de minutul 25, a meciului FCSB Gazmetan. Este o pasă absolut strălucitoare, nu exagerez, pe care Octavian Popescu o oferă și pe care eu nu am văzut de mult așa ceva în Liga 1. Absolut colosal. Astea sunt argumentele pe realizările pe care Octavian Popescu le-a avut în acest sezon. Nu mai spun indexul Instat, firma care monitorizează meciurile, este cel mai mare pentru Octavian Popescu, aproape 260, Petrila 230, Carnat și Drăguș chiar sub 200, Drăguș este la 130, ceea ce înseamnă aproape 0. Pentru că a jucat foarte puțin în ultima perioadă, probabil că din cauza asta. Da, și pentru că atunci când a jucat, nici n-a avut randament. Bun, apoi al doilea, să spunem, argument al meu este polivalența lui Octavian Popescu, ceea ce în fotbalul de astăzi mi se pare un foarte mare avantaj. El a jucat la FCSB atacant dreapta, a jucat atacant stânga, unde cred că se simte cel mai bine, a jucat chiar și atacant central, chiar și Inter într-un sistem 4-3-3. În condițiile în care Mutu are atâtea probleme de lot
l-a pierdut și pe Costache, pe care n-a putut fi trecut Costache pe lista în cele din urmă. Mi se pare un mare avantaj pentru Octavian Popescu că poate bifa oricare dintre posturile din atac. Practic mergem la Euro Under 21 fără un vârf clasic. Nu, e Adrian Petre care a fost luat în locul lui Costache. Adrian și Petre care are foarte puține minute. Da, dar e vârf clasic. Iar ultimul lucru despre care aș vrea să vorbesc este faptul că e foarte tânăr Octavian Popescu. Într-adevăr, așa este. Vârsta lui, 18 ani împliniți la finalul anului trecut, îi conferă posibilitatea de a fi eligibil pentru Naționala de Tineret în următorii 4 ani. Deci el este două generații sub vârsta actuală. Dar asta nu este un dezavantaj, pentru că la precedentul campionat european, doi jucători care erau și atunci sub vârsta generației lor au fost printre cei mai buni. Florinel Coman, care a făcut un meci fabulos împotriva Angliei, și Yannis Hagi, care și el era sub vârstă. Deci faptul că e tânăr nu înseamnă neapărat că nu meriți să joci la Naționala de Tineret. Cine este omul din fotbal care e de partea ta în disputa asta argumentelor? Cornel Dinu. Bun, haideți să-l ascultăm pe mister, să vedem dacă argumentele se suprapun peste cele ale lui Dan sau sunt chiar în plus. Fiu interpretat de la început subiectiv din două motive. Octavian Popescu este nepotul unui fost jucător de la Târgoviște, unde eu m-am născut, am crescut, am făcut liceul. Se aduce într-o oarecare măsură în mișcări, mai puțin în moda frizurii care se poartă acum, cu prietenul meu și jucătorul extraordinar de excepție, poate unul din cei mai buni atacanți în istoria fotbalului nostru, ca vârf, pentru că Hagi a fost un fel de mijlocaș de atac, este vorba de Florea Dubitrache. Dar acest jucător pe mine mi-a atras atenția, chiar m-a impresionat în calitățile pe care le are la această vârstă, calități care aduc foarte mult cu ceea ce se caută în fotbalul la care noi ne uităm occidental, la marile campionate, adică tehnicitate în regim de viteză, dribbling sub mai multe forme, care înseamnă și schimbarea direcției de pătrundere, lovire foarte bună a balonului, mobilitate, toate într-un regim de tehnicitate și fizic de apreciat. Rămân la părerea că este după Man și Mihăilet unul din cei mai promițători tineri pe care îi poate da în continuare pentru echipele reprezentative. Deci, convocarea sa la lotul de tineret mi se pare firească. Îi mulțumim domnului Dinu pentru argumentația solidă pe marginea acestui subiect. Trecem la argumentele împotriva convocării lui Octavian Popescu. Remus, te ascultăm. Da, mie mi se pare forțată convocarea, în primul rând pentru că Popescu s-a apucat practic de fotbal în septembrie anul trecut. Abia de atunci a început să joace meciuri la nivel de seniori, până atunci fusese junior, mai fusese rulat prin Liga 3-a la Satelit, tot alături de niște copii. Dani a pomenit pe concurenții lui de pe lista lui Mutu. Mi se pare că Drăguș și Petrila, care au jucat de-a lungul carierelor mai mult decât a jucat Popescu, meritau mai degrabă ei să fie convocați. Contraargumentul la față de Drăguș, că el nu joacă în Serie A, e real. Numai că e scos dintr-un context. Popescu joacă în România pentru că Becali speră să-l vândă. Într-o competiție corectă, normală, el n-ar fi titular nici la club. În timp ce Drăguș se află într-o ligă cu mult mai bună și nu e normal să fie judecat pe picior de egalitate cu Popescu. Pe urmă, mai e un fotbalist, Ion Gheorghe de la Voluntari, care are 100 de meciuri în prima ligă și nu se află nici măcar pe lista B. Deci Ion Gheorghe a jucat de 4 ori mai multe meciuri decât a jucat Octavian și am senzația că fotbalistul de la FCSB apare pe lista aceasta mai degrabă ca un produs expus într-o vitrină, scos la mezat, decât ca un sportiv selecționat după criterii firești. Pentru că după criteriile obișnuite de selecție, Popescu n-ar fi prins, am impresia, nici măcar lista B. Nu văd cum. Doar pe baza laudelor și a unui talent pe care îl bănuiește lumea și îl bănuim și noi în cazul lui, dar un talent nedemonstrat, un mijlocaș ofensiv, că și Dan pomenea
că poate evolua pe toate posturile. Poate evolua pe toate posturile din atac, numai că a marcat un gol. În cele 6 luni de când s-a apucat de fotbal serios la nivelul seniorilor, Popescu, ca fotbalist ofensiv, a înscris un singur gol. Da, tocmai vorbeam că nu este un marcator, dar este un jucător de echipă care întotdeauna își lasă amprenta asupra meciului respectiv. Da, și e o diferență colosală între prestațiile pe care le-a înregistrat Popescu până acum și ceea ce făcuseră Iannis și Coman înainte de turneul trecut. Iannis și Coman erau printre cei mai buni din campionat. Octavian Popescu e un nou apărut în competiție despre care lumea crede că ar avea valoare. Bun, dar o convocare nu trebuie să fie consecința formei de moment? Unul dintre argumentele tale a fost acela că de-abia a apărut în fotbal. Da, dar de când a apărut, a lăsat niște urme. Nu super apăsate, nu ceva care da, să prindă în ultima pagină de fiecare dată. În ultima lună, singura realizare a lui Popescu e că a obținut eliminarea lui Arlauskis în derby. În rest, deși a fost folosit constant și extremă dreapta și extremă stânga, n-a făcut nimic important. Nimic important. Și sunt foarte multe faze de-a lungul partidelor în care îl vezi și fără să ai buletinul lui în față și fără să știi care e vârsta lui, îl vezi că e junior. Că e necopt. Da, îl vezi că e junior. N-are încă experiența confruntărilor. Da, iar Euro de tineret, deși sună așa, de tineret, e de fapt o competiție rezervată seniorilor, pentru că sunt fotbaliști de 22, de 23 de ani. Și Popescu va da și acolo, peste adversari, așa cum sunt aceștia de care se ciocnește în Liga 1, și s-ar putea să aibă un șoc, să avem și noi un șoc, să ne zdruncine imaginea pe care ne-am creat-o despre Popescu, de super talent, Dinu l-a comparat cu Dumitrache, Pancu l-a comparat cu Dobrin, fără să-l fi văzut pe Dobrin jucând, a și pomenit asta, dar a zis, fără să-l fi văzut pe Dobrin, mi-l imaginez că juca exact cum joacă Popescu. Adică, după toate exagerările acestea, s-ar putea să aibă de suferit și Popescu după Euro de tineret, dacă vom ajunge și vor ajunge și specialiștii din fotbal să fie dezamăgiți, aoleo, ne-am imaginat că e nou Dobrin și uitați-vă că nu face față. Tu crezi, de exemplu, că prestațiile lui un pic sub nivelul celor de la început sunt provocate tocmai de faptul că și-a luat-o în cap, așa cum se spune în fotbal? Da, e posibil, iar convocarea aceasta îi alimentează umflarea de sine. O să ajungă să se creadă și mai bun și e periculos pentru el că există riscul ca oamenii, odată ce devin dezamăgiți, ce nu li se îndeplinește imaginea pe care și-au creat-o ei despre un sportiv, despre un fotbalist în cazul de față, să fie tentat să arunce la gunoi cu totul imaginea aceea și Popescu să sufere din cauza exagerărilor, laudelor exagerate pe care le-a primit în ultima vreme. Să-i se întoarcă tocmai împotriva lui ca un bumerang. Haideți să ascultăm și cealaltă părere care se aliniază opiniei tale. Spune-ne despre cine e vorba, te rog. Dan Filoti va argumenta în favoarea mea. Bun, haideți să-l ascultăm pe colegul nostru de la DigiSport să vedem despre ce e vorba. Și mie un pic forțată convocarea lui Octavian Popescu la modul că, nu știu, stau să mă gândesc că în urmă cu foarte puțin timp, nu știu dacă trece o lună între prezența la turneul final din Ungaria și meciul ăla, că tot îmi stă gândul la el, din Viencea, între CSEA Steaua și FCSB 2. Adică de la Liga 3 să ajungi totuși la un campionat european, fie el și de tineret, mi se pare că e saltul destul de mare. Bine, un pic vin cu un argument de genul ăsta, dar a avut o izbucnire, să zic așa, Octavian Popescu în momentul în care a bifat primele meciuri și nu știam mai nimic despre el, dar ulterior nu că s-a stins, dar mi se pare genul de jucător care joacă numai atunci când are mingea, genul de jucător care nu e definit, categoric tânăr fiind, dar are tot timpul să facă asta, dar nu știu dacă ne permitem luxul să învățăm fotbaliști cum să se dezvolte la turnee finale. Că l-aș lua în lot la o acțiune din aceasta banală ordinară, da, l-aș lua, așa cum l-am luat și pe Drăgușin, da? Pare că mi-e destul de greu să pun semne egal între Octavian Popescu și Drăgușin. Poate cine știe ne contrazice, poate face un turneu final foarte bun în Ungaria și ne face să ne înghițim vorbele astea. Până atunci, așa mi se pare, privind înainte cu
mai puțin de o săptămână de startul acestei competiții. Ca de obicei, argumentele sunt solide și de o parte și de cealaltă. Avem norocul că nu jonglăm cu ceva irreversibil, sunt doar niște opinii, nu luăm noi deciziile până la urmă, doar încercăm să dezbatem alături de voi, să adunăm cât mai multe voci cu greutate, care să-și spună părerea pe subiecte importante la zi, fără să tragem neapărat o concluzie la finalul discuțiilor. Ascultând ambele opinii, de fapt cele patru opinii ale colegilor mei și ale invitaților, aș înclina de data asta mai degrabă către opinia susținută de Dan, aceea că Octavian Popescu este convocat pe merit la Național Under 21, odată pentru că și mie mi se pare că deși nu este un fotbalist foarte prezent pe tabelă, este de fiecare dată prezent cu o amprentă importantă în istoria meciurilor, iar naturalețea cu care s-a infiltrat în echipa de club poate fi un semn bun că nu va avea probleme să se impună rapid și la național. Aș vota așadar și eu pentru Octavian Popescu. Evident, dezbaterea nu se termină niciodată aici în studioul Gazetei Sporturilor. Continuăm împreună cu voi. Participați la sondajul atașat emisiunii pe site. Lăsați-ne comentariile voastre. Nu uitați însă aceleași cuvinte cheie ca de obicei. Argumente, dialog, respect pentru opinia celuilalt. Încordați-vă argumentele așadar, continuați dezbaterea pe gsp.ro, ne vedem cu o nouă dezbatere în curând. Toate bune!